Ionuțe, cum arată? Doamne, nu vine să cred, frate, cum arată. 10.000 de like-uri, facem 39-le așa. Hei, salutare și dragi, la un nou vlog, este un vlog special deoarece astăzi vom transforma un BMW negru mafiot în cel mai mafiot E39 din România, doar cu ajutorul și împreună cu băieții la DTS Car Rap, fiindcă ei vor face o transformare foarte și foarte faină a mașinii noastre. Mulți dintre voi ați spune că sunt nebun că am făcut dintr-o mașină neagră tot neagră, dar vă spun că o să iasă mult mai bine fiindcă avem multe modificări de făcut la ea, ca să arate într-un stil mafiot așa cum vreți voi pe canal să vedeți o mașină. Vreau să le mulțumesc și băieților de la Red Rap, fiindcă ne-au oferit un colan de calitate, o culoare care se apropie foarte mult de culoarea mașinii, fiindcă eu am vrut un negru pur. Dacă vreți să vă colantați mașina și aveți nevoie de folii de calitate, vă recomand să intrați în linkul de descriere și să vă alegeți din paletarul lor foarte vast de culori. De acolo mi-am ales și eu și cel mai important lucru, o să punem astăzi și această chestie care arată foarte shiny tiny. Shiny tiny. Adică arată o cutie foarte colorată. A spune că, bă, ce poate să fie întreaba asta atât de fascinant? Aici este o protecție ceramică, va fi aplicată peste folia noastră și va da un luciu mașinii și o protecție sporită. Multă lume o laudă, multă lume spune, bă, puneți protecție ceramică pe mașină fiindcă o să schimbe viața. Astăzi, în premieră, vom pune și noi protecție ceramică pe BMW-ul nostru cel mafiot. Mergem să colantăm mașina, să o facem din ce în ce mai frumoasă. Hai să ne la treabă fiindcă deja nu mai am răbdare. Pa, pa! Ce mașină frumoasă aveți, domnul! Place. Îmi place mult! Da. Mi-aș dori și eu o mașină ca dumneavoastră! Merge bine? Gata, am ajuns la băieții la DTS Car Rap. Astăzi începem colantarea mașinii. Trebuie întâi să demontăm mașina, fiindcă, na, așa se face o colantare cum trebuie. Am ajuns acum la Ionuț, să vedem ce face Ionuț aici. Oh my god. Băi, Ionuț, ce ai făcut? O faci decapotabilă? Bă, încercăm. Mama, dacă băgăm flex în ea. Băi, ești nebun. Dar am putea să te îngheță. Bă, dar n-arată rău așa aici, nebun, la cap. Fără, a? Lăsați în comentarii, n-arată bine fără farul. Fără stopul. Fără stopul, fără stopul. Chiar n-arată rău deloc. Botul e încă acolo, nu? Am descoperit o chestie pentru care, nu știu, aș fi făcut, îmi place foarte mult să fac treaba asta. Ce face Ionuț aici este pur și simplu să-mi decontamineze mașina și vreau să vă spun că ce mizerie. Contaminanți în vopsea. Deci pur și simplu, lasă puțin să fac și eu puțin. Deci uitați-vă puțin, aici nu se aude, mamă, dacă s-ar auzi. Deci pur și simplu rămâne blocată chestia asta pe ele și dacă... Argila, exact, și dacă freci, începe să devină din ce în ce mai fină. Mai fină. Salonice. Salonice, exact. Băi, dar cred că de asta... Momentul ăla se desprind contaminanții din vopsea. De asta cred că aveam impresia că mașina mea e gazată, dacă era doar contaminată, posibil. Nu? Mamă, deci gata, mi-am găsit... Deci cum te și mirghelul la mână. Exact, mi-am găsit meseria. Dacă ai nevoie să decontaminezi mașini, bazează-te pe mine. Asta e primul pas înainte de colantare. Ca să stea și colantul mai bine, probabil, nu? Adică o să stea... Da, să nu apară impurități sub el. Oh my god. Deja începe să-mi se mă audă. Acum, noi folosim un pad cu argilă. Uh-huh. Poți să folosești argilă. Toate impuritățile se înfig în pad. Uh-huh. Da? Dai o porține, sufli padul. Ok, ca să nu le pui din nou pe mașină. Da, pentru că ele rămân înfipte în argilă, iar tu, în momentul ăsta, o să creezi niște zgârieturi pe ele. Normal, după o decontaminare de genul ăsta, se polișează. Dacă nu o colantezi. Dacă o colantezi? Dacă nu o colantezi, corect. Am degresat mașina, cam așa arată un E39 decontaminat. Zici că l-am dat de COVID, nu mai are COVID acum. Dau bip aici ca să ne luăm copyright sau de fapt strike pentru cuvântul acesta. Bara încă n-am pus-o, dar eu nu ți-a colantat-o acolo. Avem pe Cristi care se freacă la ea acolo să fie ok. Și vedem acum... Facem capota, nu? Chiar sunt curios cum o să arate, fiindcă eu v-am spus. Dar cum vedeți voi mașina acum că este neagră, o să fie și mai neagră, fiindcă am făcut comparație între bara de pe mașină și bara colantată și e mai neagră cea colantată. Știu că pare ireal, dar o să fie mai neagră de tot.
Tell them say we ready, click them on the culture load. Should I know say we no regular, anything we ready for. Bet you never know, bet you never know. Nah, go take no talk, I beg no pardon, that's for sure. Bet you never know, bet you never know. How we are like the badness, we are like the globe. Bet you never know, bet you never know. Băi, fraților, am terminat capota, deci cam așa arată noua culoare de pe mașină, noua culoare, am spus-o și eu ca să fie spusă de fapt, fiindcă o să fie tot neagră mașina, eu zic că nu este absolut nicio diferență, din contră este puțin mai închisă după părerea mea și acum ne apucăm de plafon, acolo o să fie super interesant, fiindcă avem un cheddar care și că este lipit, nu știu dacă putem să desfacem acest cheddar, să putem să punem foarte bine, dar eu nu o să aibă grijă și o să fie tot ce trebuie aici, de-abia și să terminăm mașina asta să arate așa mafia, cum vă place vouă. Dacă strângem 10.000 de like-uri, facem 39-le așa. 10.000 de like-uri, așa-l facem. Cel puțin bără. Smart-ul. Da. Nu, smart-ul facem, da. Deci la 10.000, nu, la 10.000 smart-ul, la 50.000 ne gândim pentru 39. Băi, am preluat eu camera lui Mihai, dacă tot este la noi în garaj, haideți să vă arăt ce surpriză i-am făcut. Știți că eu sunt pe domeniul polișului, așa că hai să vă arăt farurile lui Mihai. Deci ăsta este farul lui Mihai, nepolișat, am în stadiu actual arată, iar acesta este farul care l-am polișat și arată cam așa. Acum să vă arăt eu o diferență, ambele faruri. Acela este cel nepolișat, acesta este cel polișat. Ia spuneți voi, merită un subscribe? Băi, ce diferență! Doamne, cum arată! Doamne, Ionuțe, cum arată! Vai, Doamne! Doamne, nu vine să cred, frate, cum arată, jur! Doamne, ești că e nou, frate, ești casă de pe fabrică. Mai să punem și lipul acum. Doamne, dați-vă și puțin cum arată. Doamne, bă. M5 de România. Fake, M5 fake. Ia turează-o!
later. Haideți că am vrut să treacă 2-3 săptămâni după ce am colantat mașina ca să vă spun așa o părere generală despre colant. Dacă este mai bun colantul decât vopseaua, o să aflați chiar acum. După cum puteți vedea, am pus și numere manici, o să vedeți un clip separat cu treaba aceasta. Am pus la CNC3 Design, dați un follow pe pagina de Instagram, pentru că doar dacă acolo puteți să cumpărați suportul numărul de care am pus eu. Dacă vii mai aproape, Madi, vreau să vadă oamenii cam cum se vede colantul de aproape, să zic așa. Pot să spun că se vede în jur de 80% din culoarea originală a mașinii. Parcă se vede puțin mai închis. În unele locuri se vede că este colant. Hai să mergem puțin în partea din față, le arătăm așa și așa o prezentare generală a mașinii. Dacă i-aș da o notă mașinii, i-aș da cam un 9. Deci a ieșit de un 9. Dacă ar fi să mai fac încă o dată treaba asta, eu sincer aș opta mai bine pentru vopsea, pentru că această culoare era o culoare foarte simplă de făcut, care ar fi ieșit de nota 10 la o vopsitorie de top. E mult mai bine cum era înainte, adică clar arată mult mai bine mașina decât arăta înainte, dar la anul sau peste 2 ani, 100% mașina va fi vopsită tot la fel negru mat. Mai sunt câteva chestii de colantat, trimurile la uși vor fi colantate, dar asta le vom face în timp. Chestiile care mă nemulțumesc pe mine așa puțin la colant sunt chestiile de detaliu, adică dacă te duci aproape și te uiți la ambinătură, toate astea, o să-ți dai seama că este colant. Cred că oricine ar fi colantat mașina, n-ar fi putut să facă mai bine atât. Deci sunt foarte mulțumit de băieții de la DTS Car Wrap. Le mulțumesc încă o dată pe această cale. Le mulțumesc băieților de la Red Wrap, fiindcă ne-au dat un colant foarte și foarte interesant. Și probabil o să mai colaborăm și pe viitor. Pe data viitoare, eu am fost Merită Toți Banii. Dă-i un like, un share acestui canal, fiindcă doar în acest fel să facem cât mai multe chestii interesante cu mașina. Pe data viitoare, toate cele bune și conduceți-vă cu grijă mașinile, fiindcă uitați-vă și voi la ele cât de bine arată. Watching you with dark eyes every night, counting up your sins. I keep a list and checking it twice.